Ce se vrea a fi un spectacol al frumuseții, eleganței, îndemânării și al farmecului tinereții. Dragi profesori, invitați și colegi, ne bucurăm că sunteți alături de noi într-un număr atât de mare. Vrem să adresăm mulțumiri speciale celor care ne-au fost alături în organizarea acestui eveniment. Doamna director Ciortea Veronica, doamna director adjunct Olga Cornelia. De asemenea, sponsorilor acestui eveniment. Nico Iasmin, Salon Style Vidoc, Primăria Municipiului Aiud, Zaza Cafe, SC Art Studio prin SRL, Cafe Royal, Cristia Cristina, Daniela Crișan, Ioana Bol, Adriana Sas, DJ Răzvan, Avon, Oriflame, Magazin Model, Casa Hațegan, Gym and Fitness Aiud, Salon Conix. Juriul din această seară este format din doamna director Ciortea Veronica, doamna director adjunct Olga Cornelia, doamna profesor Moldovan Ioana, doamna profesoară Pădurean Elvira, din partea sponsorilor Nicoleta Mureșan, care a oferit premii în valoare de 1200 lei. Vaida Ovidiu, care le-a pregătit părul băieților noștri, eleva din clasa 12-a, Cotoara Adriana, elevul din clasa 12-B, Gârleanu Paul. Bobocii vor fi punctați individual de către jurați cu note de la 1 la 5. Eu zic să nu mai prelungim emoțiile și să dăm startul primei probe, proba de prezentare a acestui concurs. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, perechea cu numărul 1, Bugnar Maria și Sasca Alfred. Just take a fish, you'll ask.
zi. Maria mă numesc și în orice situație găsesc o rezolvare, fac o improvizație. Îmi place să comunic și prețuiesc valoarea și pun pe primul plan respectul și onoarea. Timpul e scurt și multe eu vă spune, sper să că juriul pe loc întâi mă pune. Să facem cunoștință, sunt Freddy și am venit să fiu Mr. Bobo. Pe bune, nu vă mint. Uitați-vă la mine, eu știu să fac de toate și am inteligența ca mare calitate. Am hobby-uri de marcă, sunt vesel hotărât și am mulți prieteni. Vă spun mai mult de atât. Mă dau cu bicicleta, simt că în zbor plutesc și în seara asta sunt sigur că pe toți vă cuceresc. Mulțumim! Iuliana și Gâlia Bogdan formează perechea cu numărul 2. Iuliana, eu mă numesc, am venit să-l cuceresc și misul să-l primesc. Blondă și cu o căprui, eu fiu inima oricui, motivată și optimistă, eu voi fi în cap de listă. Bogdan, mie mi se spune, am doar 15 ani, am talente minunate și o să vă dau pe spate. Frumușel cu ochii vezi, tu pe mine să mă crezi, eu în școală mă mândresc, locul 1 o să-l primesc. Sebastian formează cea de-a treia pereche. Să-i primim cu aplauze. Bună seara, spectatori, juriu și organizatori. Vreau să vă anunț ceva. Astăzi misul îl voi lua. Lariana e al meu nume și știe întreaga lume. Frumușică și isteață, ambițioasă și glumeață, eu de aici nu voi pleca până nu voi câștiga. Eu sunt un bobocel timid și am venit ca să câștig. Eu sunt mai tăcut de fel, dar întrec orice bobocel. Sebastian, eu mă numesc, sala vreau să o cuceresc. Ambițios și hotărât, am venit aici să lupt. Să arăt de ce sunt stare, să iau titlul cel mai mare. Invităm în scenă perechea cu numărul 4, Bradea Andrada și Ion Sandor. Andrada mă numesc și ceva despre mine am să vă povestesc. Sunt bună la română, îmi place să citesc, îmi place să dansez și să călătoresc. Sunt uneori timidă, dar sigur mă tratez. Și dacă e distracție, e clar că nu ratez. Sunt o ambițioasă, îmi place să fac sport și mi-s bovoc, voi fi, sunt sigură de tot. Bună seara, dragă lume! Sean este al meu nume și am venit aici acum să vă arăt că-s cel mai bun. Blond cu ochii albaștri, între fete fac ravagii. Eu de aici voi pleca un mister în școala mea. Invităm în scenă perechea cu numărul 5, Radu Andreea și Poruț Ionuț. Specială. Mă simt ca o prințesă roche de gală. Andreea mă numesc și îmi place dintr-o mie să învăț cu pasiune la biologie și chimie. Sunt foarte zâmbăreață și hotărâtă foarte și întotdeauna prieten am înghiozdan o carte. Și mai am o calitate, sunt foarte încrezătoare și știu că în seara asta voi fi o învingătoare.
Numele meu este Ionuț și sunt un boboc drăguț. Mie îmi place să dansez și pe voi să vă distrez. Căci eu am un singur scop, să devin Mr. Boboc. Numărul 6 este formată din Boanca Andreea și Frâncu Alin. Bună seara, spectatori! M-am trezit astăzi de zor să mă pregătesc atare pentru această seară mare. Eu, Andreea, mă numesc și am venit să vă uimesc. Curajoasă și convinsă și cu o fire destinsă, am venit ca să vă anunț că o să câștig acest concurs. Bună, eu sunt Alin și am venit aici ca să mă înclin în fața voastră a tuturor ca să mă faceți câștigător. Iar eu, prin talentul meu aparte, am să vă dau pe toți pe spate. Perechea cu numărul 7 este formată din Scoarță Larisa și David Shiman. Place să citesc, am doar 15 ani de viață, dar sunt foarte îndrăzneață. Am venit să mă distrez, publicul să-l impresionez. Am venit aici cu scop să devin și Miss Boboc. Am venit aici acum să vă arăt că sunt cel mai bun și ca să vă demonstrez că eu știu să mă distrez. Mie David mi se spune și voi câștiga pe bun. Invităm în scenă perechea cu numărul 7, Prinț Georgiana și Pop Daniel. Perechea numărul 8, ne cerem scuze. Eu, Georgiana, mă numesc și am venit să concurez pentru titlul cel mai mare, ce mă face vingătoare. Sunt o fată agitată, dansatoare adevărată și o prietenă minunată. Eu aici doar un scop am, să devin the number one. Bine v-am găsit aici, spectatorii mei iubiți. Numele meu e Daniel și sunt priceput de fel. La acest bal minunat, eu vă arăt că am învățat. Cu cei 7 ani de acasă, am venit la voi în față. Și acum se aplaudăm încă o dată pe bobocii noștri. Sebastian. Andrada și Sandor. Andreea și Ionuț. Andreea și Ali. David și Larisa. Georgiana și Daniel. În zilele următoare, absolventa școlii noastre ne va încânta cu glasul ei minunat. Să o primim în aplauze pe Ramona Poruțiu. Bună seara și bine v-am găsit! V-am regăsit, pardon!
lume mira să mă sună în corazon. Cu talentul în lumea sa. Eu nu sunt în tine, tu mira, n-are de mil palabra. Aplauze pentru norocii noștri. Să intre în scenă următoarele patru perechi. Să-i aplaudăm! Ajungând să lucreze cu echipa compozitorului Marius Moga din București.
Este vorba despre Paul Milia Cătălin, cu numele său de scenă, Paulo. Să primim aplauze. Bună seara și bine v-am găsit. Mamă! Nu pot să cred. Mulțumesc de suflet, sunteți minunați. Și vreau să vă mulțumesc la toată lumea care mi-a distribuit fiecare videoclip, pentru că nu visam niciodată să ajung unde sunt acum, să lucrez cu Marius Mulca. În curând o să aud ceva nou și m-aș bucura să-mi distribuiți fiecare videoclip care îl voi face, pentru că m-au adus aceste vizualizări în deja ultima piesă care am făcut-o. Am ajuns la 8500 de vizualizări. Aplauze! Vă mulțumesc din suflet. Și în curând o să fac ceva nou și m-aș bucura să fim împreună această piesă care se numește Emoții, de la 3 Sud-Est. Și așteptăm mai multe atmosferă. Mulțumesc din suflet. Sunteți minunați! Astfel de DJ? Da.
Următoarea probă este dedicată anului centenar, an cu o încărcătură emoțională deosebită, în care comemorăm 100 de ani de la Marea Unire. Nu există tezaur de înțelepciune mai bogat decât folclorul. Tocmai de aceea ne-am gândit să le testăm cunoștințele bobocilor noștri printr-o probă de continuat proverbele. Fiecare boboc va fi punctat individual în funcție de corectitudinea răspunsurilor. Așadar, invităm în scenă toate perechile. Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Unde-i lege? Unde-i lege, nu-i tocmeală. Cine sapă groapa, altuia și-o seapă singur. Deși, cine sapă groapa, altuia cade singur în ea. Dacă te ceai. Dacă te ceai. Dacă te ceai, filozof rămâne. Câinele care latră, îi e foame. Cu o floare nu se face prima.
primăvară. Frigosul fuge, curajosul luptă. Ce ingușă nu se mușcă. Și în căpuș. La pomul lăudat. Nu-i lăudat. Să nu mergi cu sacul. Unde nu-i cap, vai de picioare. Corect. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Corect. Nu te vrea pia din mână. Mulțumim, bobocilor! Colegii noștri din clasa 12-a vor întoarce fila timpului în urmă cu 100 de ani, readucând în fața dumneavoastră spiritul unității naționale prin interpretarea scenei Țările Române. Să-i întâmpinăm cu aplauze! Odinioară, trăia pe aceste meleaguri o mamă care avea multe fiice. Le pusese nume frumoase, după chipul naturii și frumuseților ei, al pădurilor, munților și apelor. Transilvania, Moldova, Bucovina, Țara Românească, Dobrogea și Basarabia. Dar iată că la răstimpuri se abătea pas trăiri prin aceste ținuturi și îi răpea câte o fiică. Mama se întrista nespus după fiecare, dar de plâns nu a plâns niciodată și nici nu s-a plecat. Era falnică precum un stejar, lupta vitejește pentru a-și găsi fiicele și le-a readuce acasă, în sânul familiei. Care e mai mândră decât mine dintre toate țările sumânate de Domnul pe acest pământ? Care alta se împodobește cu flori mai frumoase, în zile de vară cu grâne mai bogate? Care alta are capitala ascunsă între munți atâtea veacuri? Sper că ați găsit, sper că ați găsit. Sunt Țara Românească. Mă întreb, care din noi a avut pe lume o soartă mai zbuciumată? Ce neam de oameni a stat mai întreg și mai viteaz în fața atâtor necazuri? Suferințele acestea au adus o blândețe divină pe chipul țăranului nostru. Inima lui e plină de milă pentru cei nenorociți. Într-o zonă așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, cum să nu-ți ridici fruntea spre falnicii strămoși și să spui mândră: sunt Moldova! Bye.
mai înaltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântată între toate țările. Un brâu de munți ocolește, precum zidul o cetate, toată această țară și din trânsul se desfac ca niște valuri, comori neasemuite. Aceasta este Transilvania. Mică, țărișoara care toate cele trei flori nemuritoare știm tulpinele spre Marea Neagră. Alticii sunt, nu sunt eu, sunt Dobrogea. Ținut ce se întinde de la Dunăre la Marea Neagră. Și noi suntem surorile voastre, nu ne lăsați, vrem să fim întotdeauna alături de voi. Alticii, noi suntem Basarabia și Bucovina. Și uite așa, luptând neobosit, biata mama a reușit să-și aducă din nou toate fiicele acasă, unindu-le în jurul ei ca un copac maestos, cu ramuri bogate. Și când le-a simțit pe toate lângă el, a fost în clipa aceea fericită și a întinerit dintr-o dată, pentru că unirea îi dădea putere, iar setea de dreptate și libertate a făcut-o nemuritoare. Aplauze pentru colegele noastre.
frumoasă în continuare! Mulțumim! Invităm în scenă pe reprezentantele Oriflame pentru a extrage câștigătorii tombolei. Bună seara! Bine v-am găsit! Ca de fiecare dată, Oriflame este alături de voi. În sală o să se afle un băiat care o să împartă 5 premii. Aprindeți becurile! Prima câștigătoare, am numai numele, Ioana. Stai așa. Câte Ioane avem în sală? Iau alta, bine? Talente. Rugăm juriul să aprecieze creativitatea și originalitatea fiecărui număr, precum și modul în care fiecare poboc reușește să-și stăpânească emoțiile. Farmecul poveștilor este reinterpretat în varianta modernă a Ceruselesei de către Andreea Radu, Larisa Scoarță, Frâncu Alin, cu ajutorul elevei Luz Șuteu din clasa 9B. Să invităm! Primim cu aplauze! Zici tu? Da.
ținere de minte? Nu ai. Dar poți să mă arăți o dată cum se șterge praful? Bă, dar chiar că ești grea de cap să mor eu. Bine, îți arăt, dar pentru ultima dată. Da, da. Bine, uite, îl iei așa ușor, de sus până jos. Vezi? Ce fac, drag, aici? A, pe ce să fac, era la tanta asta cum se șterge praful, că iar a uitat mă totuala. Aoleo, că proastă mai așa nu cereasă-o, vai de capul tău. Ce să fac, surioară, dacă atâta minte mi-a dat Dumnezeu? Auzi, știi ce? Ia mai bine, lasă vorba și pierd la treabă. Hai mai cu talent. Hai, freac acolo, freacă. Frec. Dreptate, surioară. Surioară? Da! Nu sunt umblată ca tine. Așa, Parisul este cumva în China. Faaai! Că chiar nu e mai Parisul în China! Parisul e Paris! Aaaa! Ce frate ești! Atunci, de ce pe eticheta rochei tale scrie Made in China? Lași din gură, mai cenușăneasă! Nu contează ce scrie pe etichetă! Rochia asta a fost făcută din cel mai fin material de la Paris! Se mâine, ești prost! E prost, da? E prins-o! O pată! Unde? Praful! Praful! Praful, da! Domnițelor! Câtă strălucire, câtă curățenie! Sunt uimit, voi asculta asta! No! Cum să facem noi așa ceva? Nu-i așa, soră mea? Sigur că ești mai deșteaptă! Avem o soră mai mică, cenușerea să-i spune, ea ne calcă, ne spală, face tot, nu? Nu! Trebuie să facem, să facem noi, Tom, ferește! Tu ești cenușereasă! Eu sunt! Întotdeauna mi-a plăcut femeile harnice și pe deaptul pe aici mai puțin de frumoasă. Îți mulțumesc, prințe! Păi și noi! Pleacă, pleacă! Aplauze pentru vă mulțumesc! Concurenta cu numărul 6, Boanca Andreea, alături de colegele sale de la ansamblul folcloric Doina Aiutului. Să le primim cu aplauze!
Pasca Alfred, Chioble Sebastian, Gâlia Bogdan și David și Mandy au pregătit pentru această probă un moment de pantomimă. Să-i primim cu aplauze! De ciudă, da, la mine nu-mi e ciudă că eu sunt palat.
Mie din mericire, că-s alții fericiți. Pasionate cubul Rubik. Pop Daniel, concurentul cu numărul 8, își va demonstra dexteritatea și rapiditatea mișcărilor, nu cu unul, ci cu trei cuburi rubice. Să le primim cu aplauze! Deci astăzi o să rezolv trei cuburi rubice. Am aici pe masă trei cuburi rubice. Mai exact, un 3x3, un piramid și un 2x2. Toate sunt folosite la concursurile internaționale de speedy. 3x3-ul este cel mai cunoscut cub Rubik. Piramida este foarte ușor de rezolvat. Și 2x2-ul la fel. Am nevoie de 3 voluntari pe care să le amestece. Haideți să-l încurajăm!
Bocar Maria și Moruț Ionuț, iubitori ai folclorului românesc, ne vor încânta cu un dans popular, alături de colegii lor. Să-i aplaudăm! Thank you.
practice karate, obținut rezultate remarcabile în cadrul competițiilor la care a participat. A câștigat de două ori titlul de campion național, campion european și mondial. Să intre în scenă Ioșandu. Ajutat de primar Cristian. Ajutată de colegii ei, Pușcașul Bogdan și Ioana Vlad. Să-i întâmpinăm cu aplauze. Îmi vine tot timpul să te iubesc, să te iubesc, iubita. Hai că încerc să rezolv ceva, te iubesc, baba. Cameliu, cine e asta? Stai, fă, că am de trimis un fax. Da, făginuța mea. Cine e drăguțica asta? Da. Nu vrei să fie drăguțica noastră? Da. Eu cred că tu mă înșeli. Și tu? Da, și eu, dar nu contează. Avem o mare problemă. Nu mai am fete la club. Fetelor, vă rog, veniți la club. Trebuie să facem preselecții. Mă înțelegi? Da. Așa, este un dezastru natural. Fă, Ginuțu, aș fi de mult momentul ăsta. Vrei, fă? Cu toată sinceritatea, da. Astăzi aici pentru a uni pe acești tineri. Care tineri, mă, că făceam gabe cât era în Pampers? Nu te supăra! Am fost de mai multe ori în Italia decât te ai existat tu! Să trecem peste. Cetățeana Gina Felia, îl iei de sos pe cetățeanul Ana Cameliu Ionuț? Cu toată sinceritatea, care este sinceritate și cu toată încrederea, nu sunt vreo falsă. Da, îl iau! Cetățene, Ana Cameliu Ionuț. Malone, eu-s pentru prieteni. Bine, dacă nimeni nu se împotrivește, vă rog să vă ziceți... Vă rog să vă ziceți jurămintele. Îl iei de soț? Da! Cetățene, Malone, o iei de soție pe cetățeana Gina Felia? Da, o iau, să mor eu! Bun, acum dacă vă rog să vă ziceți jurăminte. Să-l înjur? Vrei să-l înjur? Bine, o să-l înjur! Gina, să-i oferi iubire. Păi ea spune și tu așa, Malone, ești un labrăjit. Îmi pare rău dacă te-am înșelat, dacă te-am păcălit, dar să știi că toate astea le-am făcut pentru tine. De ce îmi faci asta, trăiți-ar familia ta? Mersi! Malone, acum e rândul tău. Ginuțo, te iubesc! Dezvoltă!
Fă, Ginuțo, ești lumină la viața mea. Ești mama copilului meu. Te iubesc, fă! Mersi! Acum, dacă nimeni nu se împotrivește, cineva din sală, anyone? Cine, Ioan? În fine, în fine, vă declar soț și soție. Mulțumim! Dar nu, nu pleca, stai mai întâi să facem o poză toți trei. Ginuțo, crezi că am timp de pozele tale? Atunci pleacă, ți-ajunge o pungă să dispar sau mai ai nevoie de alte două, adică alea de sub ochi? Malone, da. Știi ce nu înțeleg eu? De ce zice lumea că mașinile merge pe benzină și motorină când de fapt ele merge pe drum? Malone, de unde ai avut tu bani de inel? Tu mereu mă minți că nu ai bani. Da, n-am făcut. Malone, mi-ai promis că dacă o să ne căsătorim, nu o să-mi lipsească nimic. Dar ce, fă, îți lipsește ceva? Îți lipsește vreun dicte și nu știu eu? Malone! Poate vrei să-ți fac eu să-ți lipsească unul. Malone! N-am fă bani. Malone, vină înapoi! Aplauze pentru bobocii noștri! Mulțumim! Dragul meu, stai așa, am fost 4 ore am stat astăzi la coafor.
Măcar pot spune că ai încercat. Care ți se pare mai potrivit? Cea lungă sau cea scurtă? Lungă, ce să zic, să te mulțumești cu ce ai, cât o mai ai și pe asta. Vorbeam de rochii. A, tot lungă. Adică ce vrei să spui, că am picioară râde? Nu, dragă, adică, ba da, dragă, faci economie la epilat. Adică ce vrei să spui, că am păr cu picioare? E, asta ar fi culmea, după ce ai consumat o setu de ras. Hai, spune, galbenă sau roșie? Galbenă. Păi da, galbenă. Roșie. Păi dar roșie scurtă și tu ai zis că vrei lungă. Galben atunci. Dar dacă iau galbenă, nu am cu ce să o asortez. Dacă stau mai bine să mă gândesc, săptămâna trecută am găsit în costumul tău o pereche de lenjerie roșie care presupun că era cadou tău de Sfântul Nicolae. Așa că am dat să-i tai. Bine atunci. Păi și cum? Așa să nu-i vadă nimeni. Ea e peste rochie. Unde mi-a venit o lenjerie peste rochie? Dar ce-i dragă, Michael Jackson ăla, nu-i lua peste pantalon. Auzi, să-mi iau cu toc sau fără? Ia-ți orice, tot scundă rămâi. Auzi, cureaua asta mi se pare că s-a cam uzat. Schimbă. Auzi, dacă o să mă dau cu ruj roșu, oare să par mai tânără? Mai bine dă-te cu trotineta. Auzi, cercei ăștia lungi, merg mai bine decât ce-i scurt. Merg, cum să nu meargă, la câți bani am dat pe ei? Auzi, dacă o să mă fac blondă, crezi că o să-mi stea mai bine? Mai bine decât cui? Mergi undeva astăzi și nu știu? Astăzi nu, mâine poate. Și atunci ce-i cu toate întrebările astea? Repetiții. Pentru? Ca să nu mai gândești ce să te întreb mâine. Trage câștigătorii tombolei din această seară. Bună seara, bine v-am găsit! Am rugat să vină să mă ajută la extragerea biletelor. Te rog! Colega mea este jos pentru a vă mâna premiile. Știți cât de e? Șuteu lus. Ridicați mâna sus să vă acestui eveniment.
Nico Iasmin, Salon Style Vidoc, Primăria Municipiului Aiud, Zaza Cafe, SC Art Studio prin SRL, Cafe Royal, Cristia Cristina, Daniela Crișan, Ioana Bol, Adriana Sas, DJ Răzvan, Avon, Oriflame, Magazin Model, Casa Hațegan, Gym and Fitness Aiud. Țin să menționez, after party-ul se va ține la Royal, pentru cei interesați. Să-l reinvităm în scenă pe Paolo. La aplauzele dumneavoastră! Pentru clasă de iubire suntem minunați! În primul și în primul rând vreau să mulțumesc din suflet clasa 12-a pentru invitație și vreau să vă spun un lucru. De fiecare dată unde voi fi invitat, aici în Aiud, voi cânta pentru dumneavoastră și nu voi lua niciun ban pentru că, în primul și primul rând, dumneavoastră vă ajutați să ajung unde sunt acum. Și... n-am să uit niciodată acest lucru. Și următoarea piesă se numește Maybe One Day și m-aș bucura să cântăm împreună. O piesă de-a mea proprie. Hai să mergem pe sus, sus! Aplauze pe Paul! Hai să vedem ce este de piesă! Maybe one day, maybe one day, maybe one day, I will see.
ne vedem! Am pupat! Numărul 5, proba surpriză, care le va scoate în evidență spontaneitatea și creativitatea bobocilor. Fiecare pereche va extrage din bol câte o provocare. Concurenții vor fi punctați individual. Invităm în scenă prima pereche. Rugăm colegii să ne ajute cu bolul. Îți place să-ți faci temele? Câteodată. Aștepți Crăciunul? Mult. Ești elevă în clasa 9? Sunt elevă în clasa 9. Ești o persoană timidă? Câteodată. Ai rămas coringent vreodată? Nu, era. Îți place să primești cadouri? Cel mai mult. Mulțumim! Invităm în scenă perechea cu numărul 2. Dansați cu bolul de apă în mână, în mâini, fără să se verse. Dansul picuinul. Bolul va fi plin cu apă. Dansați cu bolul de apă în mână, fără să se verse. Dansul picuinul. Ducăm colegii să ne ajute. Un pic sunt plisc.
piatra, piatra crapă în patru, crapă capul caprei în patru, precum a crăpat, piatra în patru. Invităm în scenă Maria cu numărul 4. Răspundeți la următoarele întrebări. Domnișoară. O râmă are 10 picioare. Își pierde 4 în timp ce se plimbă prin oraș, își pierde 2 și își găsește încă 2. Câte picioare rămâne râmă? O râmă are 10 picioare. Își pierde 4 în timp ce se plimbă prin grădină, se întoarce și își găsește 2. Cu câte picioare rămâne râmă? Picioare, râma n-are picioare. Câte mere poți mânca pe stomac gol? Niciuna. Unu. Pentru că restul sunt... Mulțumim. Invităm în scenă America cu numărul 5. Partenerului mi-ază versurile și linia melodică a piesei ascultate în căști, cât poate de bine, astfel încât celălalt partener să reușească să ghicească melodia. Să faceți o declarație de dragoste în timp ce mușcați dintr-o ceapă sau o lămâie la alegere. Ceapă sau lămâie? Mă bucur că pe viața mea și
mai scump pe lume. Bravo! Haideți să o încurajăm, mulțumim! După tine nu mai pot. Invităm în scenă perechea cu numărul 7. Cuvinte, portiță, mândruță, penserat, sat, instalează aer din acest balon și recită poezia. Am crescut noi ce am citit la lumânare. Am întâmpinat probleme, se știe. I s-a întâmplat lui, ți s-a întâmplat și mie. E prea de frică de să... Și așteaptă prințul. Felicitări! Mândruță, penserat, în sat, la portiță, te aștept neîncetat. Felicitări! Invităm în scenă perechea cu numărul 8. Ținând o portocală în frunte, trebuie să dansez cât mai atent, astfel încât portocala să nu cadă jos. Așadar, acestea fiind spuse, rugăm juriul să se retragă într-o sală de clasă pentru a putea calcula punctajul concurenților.
așteptarea desemnării câștigătorilor acestui bal, invităm în scenă ansamblul folcloric Hopârteanca. Thank you.
Mulțumim! Se aplaudăm încă o dată! Acordurile unei piese sensibile, interpretate de colega noastră din clasa 12-a B, Crancea Iovuță. S-o întâmpinăm cu aplauze. Doamna dirigintă Nicola Antoneta. În numele clasei a 12-a B și a organizatorilor acestui bal, vrem să vă mulțumim pentru toată răbdarea, atenția, interesul și dragostea de care ați depus și dragostea de care ați dat dovadă. Colegii noștri a 12-a B, totdeauna am știut că la parter, în sala 8, avem o mamă care ne rezolvă și ne ascultă problemele. Voi vin! Un profesor care ne-a susținut și care ne-a dat lecții de viață. Domn profesor Suciu Gheorghe. Domn profesor? Trebuie să recunosc că sunt copleșită de emoții. Vă mulțumesc din suflet tuturor organizatorilor și nu în ultimul rând aș vrea să felicit bobocii pentru prestația lor extraordinară în această seară. 12B, vă iubesc! Mulțumesc din suflet!
Bună seara! Ia-mă-n brațe, ca și cum ți-ar mai păsa. Sărută-mă, ca și cum n-ai mai pleca. Mâine știu că o să fii departe. Dă-mi o noapte, ca și cum nu-i ultima. Ca și cum nu-i ultima. Prefă-te încă o dată și poți să pleci. Mai fă-te încă o dată că mă iubești. Prefă-te încă o dată și poți să pleci. Mai fă-te încă o dată că mă iubești. Ți-am pus niște amintiri prin buzunar. Poate le răsfoiești din întâmplare și te fac să te răzgândești. Ia-mă-n brațe, ca și cum ți-ar mai păsa. Sărută-mă, ca și cum n-ai mai pleca. Mâine știu că o să fii departe. Dă-mi-o noapte, ca și cum nu-i ultima. Ca și cum nu-i ultima. Prefă-te încă o dată și poți să pleci. Mai fă-te încă o dată că mă iubești. Prefă-te încă o dată și poți să pleci. Mai fă-te încă o dată că mă iubești. Ia-mă-n brațe, ca și cum ți-ar mai păsa. Sărută-mă, ca și cum n-ai mai pleca. Mâine știu că o să fii departe. Dă-mi o noapte, ca și cum nu-i ultima. Ca și cum nu-i ultima. Prefă-te încă o dată și poți să pleci. Mai fă-te încă o dată. Și poți să pleci. Mai fă-te încă o dată că mă iubești. Mulțumesc!
dragii mei, în primul și în primul rând vreau să vă spun ceva despre această piesă care am făcut-o ultima oară, care se numește Contul Voz. Mulțumesc! Și vreau să vă spun cu cine am lucrat la această piesă, acest videoclip. În primul și în primul rând vreau să-i mulțumesc din suflet lui Lucian Craiu, lui Răzvan Rus de la Temboga Music și celor care m-au susținut și a fost lângă mine, nu pot uita acest lucru niciodată. Și ce pot să vă mai zic? M-aș bucura să cântăm împreună și prima oară, hai să vedem cine știe piesa, hai să vedem! Cântăm împreună? A început! Hai să vedem! Uleru, uleru, ulele, uleru, uleru, ulele, ulele, uleru, uleru, ulele, uleru, uleru, ulele, 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 uleru, uleru, ulele, uleru, uleru, ulele. Bravo, bravo! Și vreau să vă zic că această piesă deja se ascultă și în stage, în Alegria. Da, a pischiat foarte bine. Și în curând o să vă pregătesc ceva foarte frumos care cu siguranță vă placă. Și hai să vedem, să dea o piesă, se numește Contul Voz! Sperăm să iese bine, hai să vedem. Înainte am mers, am făcut ceva repetiții înainte. Sperăm să iese bine, pentru că... Let's go.
Dragii mei, uitați, am o mică surpriză pentru voi. O mică, mică surpriză. În această, aici o să vă cânt foarte puțin din următoarea piesă, care o să fac la studio. La rece, la rece. Sunteam așa. Este ce primul rând vreau să vă spun că eu îmi cupun piesele, când fac linia melodică, fac tot. Și asta-i cum sună. Age, mea guardare, quando tu me dijiste adios, y no lo sé, que te pasó, creo que fue un error. Tú piensas que soy una piedra que no siente nada, pero no, soy un hombre como tú. Quiero que te vuelvas mañana, porque te espero. Nunca no tengas miedo, porque te perdono. Yo también tengo la culpa, y ahora me da cuenta cómo es sin ti. ¡Mucho más! ¡Va a plăcut! ¡Va a ser bien! ¡Va a pus, va a iubesc! A sosit momentul mult așteptat al serii, desemnarea câștigătorilor. Să-i mai aplaudăm încă o dată pe bobocii noștri. Miss Ingeniozitate, Ștefănuț Iuliana. Aplauze! Mister Ingeniozitate, Frâncu Alin. Naturalețe, Frenzi Georgiana. Naturalețe, Poruț Ionuț. Miss Spontaneitate, Scoarță Larisa. Spontaneitate, Ioșandu. Miss Originalitate, Pradea Andrada. Mister Urge.
Mister Originalitate, Chiofre Sebastian. Mister Creativitate, Pop Daniel. Eleganță și Mandy David. Miss Miss Popularitate Bucnari Maria. Popularitate Sasca Alfred. După cum puteți vedea, au mai rămas doar doi concurenți. Așadar, Miss și Mister Boboc 2018 al Colegiului Tehnic Aiud. Radu Andreea și Julia Bogdan. Continua la Royal. Așteptăm.